Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care aș vrea să vă arăt câteva noutăți Welly, tot practic din lipsă de alte noutăți mai importante de la Meshbox sau Majoret sau de la CQ, de ce nu, și repet, toate celelalte branduri pe care le am. M-am gândit oarecum să mai achiziționez anumite mașinuțe Welly, întrucât raftul dedicat acestor mașinuțe, să zicem că mai permit pe aici pe acolo să mai iau câte o mașinuță, și m-am gândit mai ales la mașini europene clasice. Așa că și bineînțeles, dacă găsesc mașini de poliție, o să vedeți că am mai luat, cred că e un Ford Crown Victoria. Așadar, am să încep cu prezentarea lor. Am să încep cu prima mașină care am forțat un pic ambalajul și l-am rupt, așa că va fi mai ușor de prezentat. Să vedem dacă scrie ceva pe spate. Jaguar S-Type. Deci, din nou, o mașină care, practic, la celelalte branduri nu îmi aduc aminte să o fi avut. Așa că încerc să iau, în general, mașini de nișă. Deci, mașini pe care nu le am de la brandurile principale. Și ar mai fi o posibilitate, deci tot o nișă, mașini clasice europene care nu mi le oferă celelalte branduri pe care le am ca și colecționar. Așadar, cam ăsta ar fi Jaguar S-Type. Vedeți, farurile sunt vopsite cu argintiu, chiar și grila radiatorului aici e vopsit separat cu negru. Sigla Jaguar se vede pe capotă, detalii în interior destul de ok, pentru că sunt oarecum în contrast culoarea albă, care practic așa în contrast cu culoarea verde a caroseriei dă impresia unei limuzine de lux, sau mie asta îmi transmite cel puțin. În spate stopuri vopsite cu roșu și roți care sunt, să zic așa, destul de standard la Welly, poate cu mici excepții, dar cam e același tip de roată, același tip de jantă cu 5 spițe. Bineînțeles, roțile sunt de plastic, nu sunt de cauciuc. Repet, deci vorbim de un Jaguar S-Type. O vopsea metalizată verde, dar zic eu, arată destul de ok vopseaua. Se văd și niște ștergătoare de parbriz. Și aici oarecum doar încrustat în capotă o mică fereastră rabatabilă. Se văd și încuietori la uși și oglinzi laterale, tot din metal. Deci cam ăsta ar fi Jaguarul. Dar mi s-a părut, repet, eu un model mai vechi și oarecum o consider ca și un segment nișă pe care celelalte nu prea insistă, celelalte branduri pe care le am. De exemplu, Majoretul într-adevăr arată mașini europene, dar mai actuale, mai la zi. Welly oferă și mașini mai vechi europene. Deci ăsta este un Jaguar S, deci practic o clasă de lux, dar mai veche. Deci model mai vechi. Trecem la următoarea mașină. Această mașină de poliție are și Welly o serie de mașinuțe
de poliție. V-am arătat câteva jeepuri de la ei, însă pentru că vorbim de o mașină de poliție, am zis să iau și de la Welly, practic așa aș putea să vă arăt comparativ. Vorbim de Ford Crown Victoria, după cum vă spuneam, model din 1999. Stilul e același, adică înscris negru, iar mașinile sunt albe, iar ca și girofar, cred că v-am obișnuit deja cu stilul ăsta de girofar roșu, în triunghi și completat de o porțiune de plastic negru. O să vedeți că am să le duc la raft și să vedeți și pe celelalte. Aici mi se pare un pic cam prost făcută delimitarea cu vopsea, deci vorbim de stopurile din spate. Se vede un pic, parcă nu e uniform trasă acea linie, deci un minus la această machetă. În față, din păcate, și aici ca și la un Hot Wheel, nu sunt delimitate clar farele, doar încrustat în metal. După cum vedeți acum cât de cât e focalizat. Sigla Ford, deci grila radiator se vede clar delimitat cu plastic separat și pe el pus simbolul Ford. Roți ceva mai late de plastic. Și în spate sigla Ford. Loc pentru număr de matriculare, dar nu există și număr de matriculare. În față nu e nici loc. Lateral înscrisul polis și cam atât cu mașina asta. Acceptabilă. Mai mult doar din prisma faptului că e cu tematică de poliție. Aici jantele sunt cromate și un model mai aparte cu 5 spițe principale și vedeți alte 5 mai micuțe. Interesant modelul. Seamănă puțin cu modelul Matchbox la jante. Deci cam asta ar fi Ford Crown Victoria. Și dacă mă întrebați unde le-am găsit, practic la binecunoscutul Pepco, însă mare atenție, ori sunt variante contrafăcute care sunt mai ieftine, ori există atunci și la Welly două categorii de mașini premium și non-premium, sau mă rog, mai detaliat. Astea eu aș înclina să cred că, nu știu, încă nu știu, sunt în dubiu, dar după preț aș înclina să fie non-premium, pentru că o mașină Welly în general e undeva la 8, 9, 10 lei maxim, alea care sunt originale, și deci le consider oarecum premium, iar cele de la Pepco sunt ceva, nu știu, non-premium. Bineînțeles, 6 lei au costat. Deja cei care umblați prin Pepco știți că pune în mai multe valute prețul, iar la RON e 5,99, însă pe mine nu asta mă încântă, ci m-ar încânta să găsesc la un preț redus calitate bună și părerea mea că, nu știu ce să zic, nu le-aș considera variantă premium. Iar ceea ce vedeți aici, practic am cumpărat din Carrefour. Se pot găsi și individual la 7 lei și ceva sau dublu la 14 lei și ceva. Deci cam o mașină e în jur de 7 lei. Și vă spuneam la un moment dat că, deși sunt mașini Welly, nu știu, au eticheta asta Speed Track, pentru că pe vremuri, eu cel puțin când vedeam mașinuțe în
cu brandul ăsta Speed Truck, erau Speed Truck, nu erau Wheelie. Acum însă, nu știu, de cam un an de zile am observat că practic sunt mașini Wheelie sau și mașini Wheelie ambalate sub acest brand. Nu știu, poate aparține brandul de Carrefour și ei practic printr-un contract pot să pună diferite mărci de vehicule. Deci cam 14 lei și ceva. Vedeți mai multe informații, scara 1,60, dar o să vedeți că sunt mașinuțe Wheelie. Din păcate ăsta nu l-am tăiat și am să distrug destul de urât ambalajul. Oricum nu am să mă mai folosesc de el. Și mie ce mi-a atras atenția a fost mașina asta, care are masca cu acel plastic destul de modelabil, să spun așa. Puteți să vedeți acum. În general, mașinile astea clasice de la Well arată destul de bine. Au bară de protecție separată și în față. Și grila asta a radiatorului, iarăși acel plastic modelabil separat, exact ca și la mașinile clasice de la Hot Wheels, vă spuneam de acel plastic care, pentru că se modelează mai bine ca metalul, arată bine acele machete. Aici nu prea îmi place că au folosit la faruri iarăși culoarea argintie, deci au vopsit cu argintiu. Și aici aveți, să zicem, o variație a formelor la roți, deci alte jante, asemănătoare cu cele de la mai nou, machetele mai noi de la Majorette, cu capacele astea pline. De fapt, nu. Eu cred că sunt totuși jante din aliaj, sau așa ar vrea să pară, fără capac de protecție, deci o jantă plină. Și se pare că și Welly are o mică variație la. Până la urmă v-am prezentat niște mașini Welly și aici avem deja două tipuri diferite și iată că vine și a treia formă de jantă, în spate stopuri vopsite, dar aici se vede că sunt vopsite mai bine față de acest Crown Victoria și de asta spuneam că mie astea mi se par, nu știu, ori de calitate proastă sau, mă rog, non-premium sau contrafăcute de către o altă firmă. Aici, în schimb, sunt mult mai bine înfățișate machetele și e un galben nemetalizat foarte lucios. Asta iarăși e un lucru pozitiv care îmi place la modelul ăsta. Vedeți acoperișul ăsta de plastic separat, o textură așa mată și foarte fină la atingere. Geamuri aproape de jur împrejur, cu excepția geamul ăsta de la din dreapta șofer, la fel și la șofer, oarecum tăiat. Vedeți că o părticică nu are geam, nu știu, poate vrea să sugereze forma în care se rabatează, nu sunt sigur. Dar, oricum, repet, ca și mașină clasică, arată foarte bine modelul. Și vorbim mai exact să vedem de un Renault 4, deci cum vă spuneam, insistă pe mașini clasice europene. Sincer nu știam că e Renault, dar aveam o bănuială că e o mașină clasică europeană și nu asiatică. Așa că
am zis că o iau și mai ales mi-a plăcut și luciul ăsta al vopselei, foarte bine arată. Adică e un punct forte la macheta asta și plus barele astea de protecție iarăși dau un plus de calitate. Aceleași roți, încă se văd urmele la, sau mă rog, striațiile astea care le au cauciucurile, dar e plastic, nu e cauciuc. Vedeți, Carrefour Quality. Deci mă duce cu gândul că Speedtrack-ul ăsta ar fi un brand patronat de Carrefour. Și înăuntru, în funcție de contractul pe care îl fac cu diferiți furnizori, bagă la vânzare, în cazul ăsta Welly. Vedeți că scrie Welly pe el, deși e, repet, în ambalaj din ăsta Speedtrack. Și o altă mașină clasică, deja cred că o recunoașteți, e un Porsche mai vechi. Aici iar îmi pare rău că nu e și în față, dar așa sunt toate modelele. Practic complementar. De obicei la majoreți sunt în față faruri de plastic separat și stopuri vopsite. Aici văd că la Welly alternează, adică în cazul de față sunt stopuri de plastic separat, vedeți cum lucește acel plastic roșu și un eleron, pentru că așa e acest model de Porsche, iar în față sunt vopsite farurile cu același argintiu care mie nu prea îmi place, în schimb foarte prost. Și în față masca se distinge foarte greu, aici e stil Hot Wheel, din păcate, și mai exact e un model de Porsche 9 destul de greu disting, e 8 sau 6. Turbo. Deci un model mai vechi de Porsche, se vede și sigla Porsche, iarăși vorbim de o culoare albă nemetalizată, e foarte lucioasă, nu știu, vopseaua la Welly îmi place. Deci să zicem că dacă e ceva să subliniez la Welly, îmi place vopseaua și în general la mașinile astea clasice îmi place că pun aceste bări de protecție care de multe ori, spre deosebire de Hot Wheels, sunt separate. Vedeți, baza este din plastic negru, iar astea sunt separat montate. Să vedem dacă pot să focalizez mai bine. Vedeți, sunt prinse cumva, capsate înăuntru și eu zic că dă bine. Deci e un plus de calitate. Și acum, în ultima parte, deci cam asta ar fi și Porsche-le, ceva detalii interior și aici se vede oglinda și ștergătoare de parbriz. Și repet, atrage foarte mult acest top dintr-un capăt în altul din plastic separat roșu. Deci încă o dată vorbim de un Porsche 964 Turbo de la Welly. Și ambele mașini, deci le-am luat la pachet, două bucăți, după cum scrie. Deci mașini de metal, dar sub brandul ăsta Speedtrack, care bănuiala mea e de la Carrefour. Și acum să luăm aceste mașini și să mă duc în apropiere la... Vedeți, aici am deocamdată alocat spațiu pentru și din păcate am scăpat una, îmi cer scuze. Deci aici e raftul, să zic, alocat Welly. După cum vedeți deja, vă arăt aceste mașini de poliție americane, dar vedeți același stil de girofar în triunghi roșu. Aici mai am încă o mașină GMC și asta e cred că un Yukon. Iarăși o camionetă clasică, dar vedeți aceeași bară de protecție. În spate iarăși o mașină Citroen clasică.
Așa că am să le pun aceste două mașini în spate aici, undeva, iar Ford Crown Victoria asta am să-l pun lângă celălalt și am să iau de jos, din păcate, sper că nu s-a dus vopseaua, practic am făcut fără să vreau un test. De da, aici nu știu dacă era așa. Deci s-a cam distrus aici. Asta e. Nu știu dacă voi mai găsi mașina asta, pentru că în general în Pepco nu prea găsești decât așa unicat. Tot din Pepco am luat, de exemplu, acest Touareg, care nu știu dacă vreodată am să-l mai găsesc pe undeva, așa că multe mașini le-ai luat și cu aia rămâi. Vedeți aici iar o mașină clasică care arată foarte bine cu bările acestea cromate. Și mașina asta îmi place foarte mult, care e un Corvette clasic, deci mașini care nu le prea văd, chiar și broscuța asta arată bine în varianta Wally sau mai bine decât cele de la Matchbox sau Majorette, din păcate sau din fericire. Și am să pun și mașina asta aici sau să o întorc să o vadă partea nejulită. Deci cam ăsta e raftul cu mașinuțe Wally, o ultimă privire. Pentru orice alte informații și întrebări aveți, eu vă stau cu plăcere la dispoziție. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!